numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru durerile Sfinților care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă, iubitorile de oameni, rogumune Ție. Apărătoare întruniri pentru credință, mucenicilor de 40 care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de închinătorii la idol, veniți să prăznuim cu dragoste pomenirea lor, că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu, și să cântăm: Bucură-te, ceata prealuminată a mucenicilor! Îngerii din cer cu cununi de cinste s-au arătat sufletelor voastre, cele nevestejite de durerea trupului, că suferind răbdați asprimea gerului, ca și tinerii evrei care oarecând văpaia focului privind, cântau pe Domnul lucrurile, slăviți-l și preanălțați-l într-un toți vecii. Pentru aceasta și noi cântăm așa: Bucură-te, turma adevăratului păstor, bucură-te că prin ale lui învățătura ai aflat mântuirea, bucură-te că prin trânsul ți s-au deschis ușile raiului, bucură-te că ai dobândit viața cea nemuritoare, bucură-te că ai defăimat făgăduințele barbarilor, bucură-te că te-ai lepădat de cinstea celor necredincioși, bucură-te în suferință cu totul nestrămutată, bucură-te în biruință multora neasemănată, bucură-te în lupte nesăvârșit nerușinată, bucură-te în ispite fără preget neplecată, bucură-te în chinuri, că în chinuri ai stat nestrit, neîntristată, bucură-te visteria lui Hristos cea nedeșertată, bucură-te ceată prealuminată a mucenicilor. Voievodului ce vă îndeamnă din porunca împăratului să aduceți jertfă ca piștii idolești, cu un gând i-ați răspuns, fără sfială, că dacă pentru împăratul cel pământesc într-un război ați biruit pe vrăjmași, cu cât mai vârtos pentru împăratul cel fără de moarte, nevoindu-vă asupra, veți surpa și veți birui a lui răutate, cântând Aleluia. Craiurile acestea, auzindu-le, Agricola a zis către sfinți: una din două stă înaintea voastră să alegeți, ori zeilor să aduceți jertfe și să luați mari daruri, ori nesupunându-vă să fiți din oaste izgoniți și pedepsiți. Către care ai răspuns că Domnul se îngrijește de noi în cele de folos, pentru aceasta le cântăm: Bucurați-vă, oștii lui Hristos, bucurați-vă, sfinților mucenici, bucurați-vă, răbdători de chinuri, bucurați-vă, cei binecredincioși și înțelepți, bucurați-vă că ați defăimat făgăduințele netrepnice, bucurați-vă că ați rușinat pe cei necredincioși, bucurați-vă că ați luptat împotriva iernii, bucurați-vă că ați năzuit la puterea lui Dumnezeu, bucurați-vă că ați dobândit mila și dragostea lui, bucurați-vă că s-au scris numele voastre în ceruri, bucurați-vă că v-ați învrednicit de asemenea dar, bucurați-vă primirea rânduielii sfinte, bucurați-vă ceată prealuminată a mucenicilor. De vreme ce singur mărturisești, au zis sfinții ostași voievodului, că în mâna noastră stă adăbândit dragostea sau ura ta, să nu ne iubești pe noi, căci este fără de lege și de întunericul rătăcirii cuprins, ci mila lui Dumnezeu cel atotputernic să fie cu noi, căci lui cântăm Aleluia. Mărturia sfinților, umplând de mânie pe păgâni, a poruncit ca să-i arunce în temniță, iar Sfântul Chirion a zis către dânsul că de la împărat nu ai stăpânirea a ne munci, fără numai a cerceta plecările noastre, după care cuvinte el n-a îndrăznit a-i schingii, însă îndată i-a întemnițat, iar noi cu evlavie cântăm așa: Bucură-te, Chirion înțeleptele, bucură-te al frăției apărătorile, bucură-te al seminției învingătorile, bucură-te nădejdea celor de o credință cu tine, bucură-te lauda legii lui Hristos, bucură-te stâlpul bisericii răsăritului, bucură-te ocrotitorul cetei tale, bucură-te risipitorul eresurilor, bucură-te chinuire neclintită, bucură-te vas ales spre mântuire, bucură-te trâmbiță însuflată de Duhul Sfânt, bucură-te paza cetei tale, bucură-te ceată prealuminată a mucenicilor. În temniță șezând sfinții, înțeleptul Chirion nu înceta a povățui zicând că precum că un suflet și cu un gând am viețuit, așa și mucenicia să o săvârșim împreună, și precum am plăcut împăratului celui muritor, așa și celui fără de moarte, împăratului Hristos Dumnezeu, să ne sârguim a fi iubiți și să-l cântăm Aleluia. Petrecând ostașii închiși 7 zile, a 8-a a venit Licie, voievodul de împăratul trimis ca să-i judice cu Agricola împreună. Ei însă, fără a se înfricoșa, mergând la înfățișare, s-au rugat împreună citind psalmul lui David: Dumnezeule, în numele Tău, mântuiește-le și într-un puterea Ta ne judecă, iar noi le cântăm acestea.
Bucură-te, turmă mică, bucură-te, ceată sfântă, bucură-te că în cuget ai fost una râvnitoare, bucură-te că și în trup cu un gând pătimitoare, bucură-te în război ageră biruitoare, bucură-te de vrăjmaș vrednică învingătoare, bucură-te a păgânilor stea luminătoare, bucură-te la nevoi tuturor folositoare, bucură-te că în munci ai putut fi răbdătoare, bucură-te că de idol n-ai vrut a fi primitoare, bucură-te de eresuri strajnică prigonitoare, bucură-te creștinilor veșnică apărătoare, bucură-te ceată prea luminată a mucenicilor. Stând sfinții înaintea lui Licie, acesta le-a grăit. Voi poate mai mari dregători îi așteptați de la împăratul. Eu sunt trimis a vi le da vouă, de vă veți supune legilor țării ca să jertfiți zeilor. Iar Sfântul Candidus i-a răspuns, nu numai dregătoria nu voim cu asemenea cuvinte, dar și trupurile noastre vă dăm spre a dobândi dragostea Mântuitorului nostru Hristos, căruia îi cântăm Aleluia. Îndată, dar, voievodul a poruncit slujitorilor ce îi păzeau ca să-i lovească cu pietre spre a le astupa gurile. Pietrele însă se răsfrângeau și tot asupra celor ce le azvârleau se întorceau, încât se ucideau unii pe alții. O, minune! Strigau sfinții, întărindu-se în credință, iar noi le cântăm. Bucurați-vă că ați biruit pe satana, bucurați-vă că ați rușinat pe Licie, bucurați-vă că ați uimit pe străjenii lui, bucurați-vă că ați îmbărbătat toată oștirea, bucurați-vă pentru asemenea mare faptă, bucurați-vă că ați făcut a se minuna popoarele, bucurați-vă că ați luminat înțelegerea privitorilor, bucurați-vă că ați îngrozit pe închinătorii la idol, bucurați-vă că pentru voi s-a arătat puterea Duhului Sfânt, bucurați-vă că într-un voi a strălucit raza Dumnezeirii, bucurați-vă că prin voi s-au întors mulții eretici la credință, bucurați-vă cei întocmai arăt astăzi cu îngerii, bucurați-vă ceată prea luminată a mucenicilor. Voievodul rușinat, văzându-se și neștiind ce să mai zică, striga către popor că vrăjitori sunt, iar Sfântul Domnus i-a răspuns cu îndrăzneală că Dumnezeu a voit ca fețele celor fără de rușine ce hulesc pe Fiul Său să se zdrobească și astfel să cunoască puterea lui Hristos și să-L cânte Aleluia. Și iarăși, ducându-i pe sfinți la închisoare, ei se rugau cântând psalmul prorocului ce zice, precum sunt ochii slujitori la mâna stăpânilor, așa sunt ochii noștri către Domnul. Atunci glasul Domnului a grăit către dânsi și zicând, cel ce crede într-un mine de va muri viu este. Pentru aceasta să-i cinstim și să zicem așa. Bucurați-vă într-un Domnul care a grăit către voi, bucurați-vă cei ce v-ați învrednicit de asemenea cinste, bucurați-vă că v-ați întărit prin puterea de sus, bucurați-vă că v-ați socotit întocmai cu apostolii, bucurați-vă că s-a rostit către voi cuvântul lui Dumnezeu, bucurați-vă că cel ce s-a suit pe cruce s-a pogorât și în temniță, bucurați-vă că Fiul Fecioarei într-un voi s-a sălășluit, bucurați-vă că biruitor v-ați arătat cu puterea crucii, bucurați-vă că mielul lui Dumnezeu s-a rânduit răbdarea, v-a rânduit răbdarea voastră, bucurați-vă cântăreților de cântări duhovnicești, bucurați-vă organe bine răsunătoare, bucurați-vă strune cuvântătoare, bucurați-vă ceată prea luminată a mucenicilor. După ce a strălucit ziua cea mult dorită de sfinți, s-au dus ei din temniță înaintea tiranilor, cărora le-au grăit așa, făceți-ne nouă ce vreți voi, că suntem creștini și nu ne vom închina zeilor voștri. Atunci au văzut ei pe diavolul lângă Agricola stând și la ureche șoptindu-i, după care iarăși cu credință au strigat Aleluia. Neputând a suferi mai mult Agricola și Licie de făimare ce le făceau sfinții, au poruncit ostașilor să-i lege și să-i împingă ca pe o turmă de oi în iezerul de lângă cetatea Sevastiei, că era vifor mare și nu credeau a răbda asprimea timpului, înconjurându-i cu ostași. Ei însă, cu fața veselă, au primit pedeapsa aceasta pentru care le cântăm. Bucurați-vă că ați ieșit din cetele păgânești, bucurați-vă că intrați în legiunile cerești, bucurați-vă că vă gonesc voievozii întunericului, bucurați-vă că vă primesc începătorii luminii, bucurați-vă că îngerii privindu-vă se veselesc, bucurați-vă că diavolii plângând se tânguiesc, bucurați-vă că heruvimii vă umbresc cu aripile lor, bucurați-vă că puterea iadului se zdrobește de sfaturile voastre, bucurați-vă că serafimii cântă și prăznuiesc, bucurați-vă că Agricola și Licie se oțăresc, bucurați-vă că apele Sevastiei v-au spălat de păcate, bucurați-vă
că în ele ați primit botezul, bucurați-vă, ceată prea luminată a mucenicilor. După ceasul întâi din noapte, gerul întărindu-se foarte cumplit, trupurile îngerilor înghețaseră încât se puteau frânge. Unul însă din trânsii, nemai putând răbda aceasta asprime, fiind slab de credință, s-a despărțit de ceata cea sfântă și a alergat la o baie pe care o făcuse voievodul în adins pe malul Iezerului pentru cel care s-ar întoarce din credința sa, dar toți ceilalți cu un glas au strigat Aleluia. Punându-se în sfinții la rugăciune cu smerenie, spre a nu se putea răpi de puterea diavolului, către ceasul al treilea a strălucit peste ei o lumină mare și s-a încălzit văzduhul. Gheața s-a topit și apa s-a făcut princioasă. În acel dintre ei care alergase la baie s-a desfăcut ca ceara de căldura focului, pentru care să cântăm sfinților acestea. Bucurați-vă că ați îmblânzit stihiile, bucurați-vă că iezerul de gheață s-a topit, bucurați-vă că apele cele amare s-au făcut princioase. Bucurați-vă că crivețul și-a schimbat puterea sa, bucurați-vă că v-ați izbăvit de iarna suferinței, bucurați-vă că ați dobândit căldura raiului, bucurați-vă că din întuneric ați ieșit la lumină, bucurați-vă că lepra păcatelor s-a curățat de pe voi, bucurați-vă că soarele dreptății va străluci vouă, bucurați-vă că dorința barbarilor a rămas rușinată, bucurați-vă că hotărârea voastră a stat nestrămutată, bucurați-vă că ați dobândit dumnezească bunăvoință, bucurați-vă ceată prea luminată mucenicilor. În acea vreme, mai marele temnițe, văzând lumina și uitându-se la cer, a văzut 39 de cununi strălucitoare ca soarele, pogărându-se spre sfinți și înțelegând că a 40-a lipsea pentru acel ce se îndoise, a strigat către străjeri, aruncându-se în iezer, și eu mărturisesc pe Hristos cu adevăratul Dumnezeu și cânt lui Aleluia. Cu această urmare a temnicerului, numărul mucenicilor împlinindu-se după rânduială de sus hotărâtă, diavolul, nemai putând răbda mărirea de suflet a lor în chip de om, se tânguia pe țărmuri zicând, cum de-au lăsat lumești stăpânitori nechinuiți pe acești ostași semeți până nu-i da în apă, iar noi, pomenind numele lor, cântăm, bucură-te, Chirion, bucură-te, Candidus, bucură-te, Domnus, bucură-te, Hesicius, bucură-te, Heraclie, bucură-te, Smaragdus, bucură-te, Evnodius, bucură-te, Valens, bucură-te, Vivian, bucură-te, Claudiu, bucură-te, Priscus, bucură-te, Teodul, bucură-te, ceată prea luminată a mucenicilor. Iar a doua zi, venind necurații tirani la iezer, au văzut pe sfinții vii și nevătămați de asprimea gerului cu temnicerul dinpreună, de care, minunându-se mai ales, fiind cel mai credincios slujitor al lor, au întrebat pe ostași pricina și ei le-au povestit ceea ce urmase după lumină și cum s-a aruncat în apă mărturisind pe Hristos și cântând Aleluia. Atunci tiranii, de mânie umplându-se, au poruncit călegându-i să-i tragă spre mal și ducându-i la locul cel de muncă, au judecat ca să le sfărâme gleznene cu ciocane, care, muncă săvârșindu-se cu multă cruzime, maica unuia dintre sfinți ce se numea Melidot și era tânăr foarte, întâmplându-se de față cu jale mare, îl îmbărbăta strigând către dânsul și către ceilalți. Bucură-te, fiul meu cel iubit, care astăzi te preaslăvești! Bucură-te, Ioane, mult răbdătorule! Bucură-te, Eutie, înțeleptule! Bucură-te, Xantius, îndreptătorule! Bucură-te, Aelian, prea fericitule! Bucură-te, Sesinius, cel viteaz! Bucură-te, Agias, de Dumnezeu iubite! Bucură-te, Meletie, primitorule de străini! Bucură-te, Flaviu, cel cu nume mare! Bucură-te, Acacius, fără de răutate! Bucură-te, Ecdicius, învățătorule! Bucură-te, Lisimach, de vrăjmaș risipitor! Bucură-te, ceată prea luminată a îngerilor și a mucenicilor! Când mucenicii erau chinuiți de ostași, gura lor nu înceta rosti rugăciunea aceasta. Sufletul nostru, ca o pasăre, s-a izbăvit din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este într-un numele Domnului. Și așa grăinci au dat sufletul în mâinile lui Hristos, cântând Aleluia. Dar după ce s-au săvârșit din viață, ca niște jertfe ale lui Hristos, voievozii întunericului au poruncit slujilor să pună trupurile sfinților în căruțe și să le ducă la ardere, spre a nu rămâne credincioșilor nicio nedejde de mângâiere, neștiind ce va urma. Noi însă, slăvindu-i,
cântăm acestea. Bucură-te, Alexandru, apărătorule, bucură-te, Ilie, cu tezvitianul pretrecătorule, bucură-te, Gorgonius, lauda Armeniei, bucură-te, Teofil, alesului Dumnezeu, bucură-te, Domitian, cuviosule, bucură-te, Gaius, preafericitule, bucură-te, Leontie, mândria împăraților, bucură-te, Atanasie, dulceața preoților, bucură-te, Chiril, mângâietorule, bucură-te, sacerdon preaminunate, bucură-te, Nicolae, cel milostiv, bucură-te, Valeriu, stegarul credinței, bucură-te, ceată preaminunată a mucenicilor. Și după ce s-au săvârșit sfinții pe cel mai tânăr, Meliton, dând încă semne de viață, tiranii au poruncit să nu-l ducă la ardere, voind încă să-l mai muncească. Maica sa însă, ridicându-l pe umerii ei, l-a dus la ceilalți, ca dinpreună să se topească trupurile lor, însă pe drum și-a dat sufletul cântând Aleluia. Nici focul, nici apele n-au putut mistui sfintele moaște ale mucenicilor, căci arzând lemnele, oasele lor au rămas nevătămate și în apă, aruncându-i a treia zi, s-au arătat episcopului Armeniei, anume Pietru, la mijlocul nopții, ca niște lumini strălucind și așa i-au scos și i-au așezat la locuri de cinste cântând. Bucură-te, Philoctomen, iubitorile de cinste! Bucură-te, Sevarian, făcătorile de minuni! Bucură-te, Cudion, mângâierea bolnavilor! Bucură-te, Aglaie, bucuria celor întristați! Bucurați-vă, stele neapuse ale Armeniei! Bucurați-vă, crin nevestejiți a Sevastiei! Bucurați-vă că numele voastre s-au scris în ceruri! Bucurați-vă că v-ați încurunat prin îngeri! Bucurați-vă că ați surpat puterea idolească! Bucurați-vă că ați sporit gloria creștinească! Bucurați-vă, odrasle nemuritoare! Bucurați-vă, oastea cea biruitoare, bucurați-vă, ceată prea luminată a mucenicilor. O, de trei ori fericită și prea nevinovată ceată a mucenicilor, ție ne rugăm, grăbește de întărește credința noastră cu ajutorul tău cel sfânt, ca prin trânsa să dobândim cele de folos, cu milă dumnezească, ferindu-ne de dureri, de boli, de primejdii și de alte răutăți, ca împreună cu tine să cântăm Aleluia. O, de trei ori fericită și prea nevinovată ceata mucenicilor, ție ne rugăm, grăbește de întărește credința noastră cu ajutorul tău cel sfânt, ca prin trânsa să dobândim cele de folos, cu milă dumnezească, ferindu-ne de dureri, de boli, de primejdii și de alte răutăți, ca împreună cu tine să cântăm Aleluia. O, de trei ori fericită, prea nevinovată ceata mucenicilor, ție ne rugăm, grăbește de întărește credința noastră, cu ajutorul tău cel sfânt, ca prin trânsa să dobândim cele de folos, cu milă dumnezească, ferindu-ne de dureri, de boli, de primejdii și de alte răutăți, ca împreună cu tine să cântăm Aleluia. Îngerii din cer, cu cununi de cinste s-au arătat sufletelor voastre, cele nevestejite, de durerea trupului, că suferind răbdați asprimea gerului, ca și tinerii evrei, care oarecând văpaia focului privind, cântau pe Domnul lucrurile, lăudându-L și preanălțându-L într-un toți vecii. Pentru aceasta și noi cântăm așa. Bucură-te, turma adevăratului păstor, bucură-te că prin ale lui învățături ai aflat mântuirea, bucură-te că prin tânsul ți s-a deschis ușile raiului, bucură-te că ai dobândit viața cea nemuritoare, bucură-te că ai defăimat făgăduințele barbarilor, bucură-te că te-ai lepădat de cinstea celor necredincioși, bucură-te că în suferință cu totul nestrămutată, bucură-te în biruința multora neasemănată, bucură-te în lupte de săvârșit nerușinată, bucură-te în ispite fără preget neplecată, bucură-te că în chinuri ai stat neîntristată, bucură-te visteria lui Hristos cea nedeșartă, bucură-te ceată prealuminată a mucenicilor, apărătoare întruniri pentru credință, mucenicilor de 40, care în iezierul sevestiei s-au aruncat de închinătorii la idol, veniți să prăznim cu dragoste pomenirea lor, că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdea prin rugăciuni către Dumnezeu și să cântăm. Bucură-te, ceată prealuminată a mucenicilor! Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.